Salutare dragii mei și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez și vreau să vă arăt și vouă cum puteți desena un personaj ciudățel, să zic așa, primit și pe care îl voi desena la sugestiile voastre, și anume Skibidi Toilet, dacă mă pronunț corect. Nu știam că este la modă, nu știam că așa ceva există. Este un individ care aparent a apărut dintr-un closet. Spuneți-mi voi în comentarii mai mult despre acest personaj sau aceste personaje, dacă sunt mai multe, ce și cum și în ce fel și cu ce se ocupă ele. Iar eu îl voi desena și vă voi arăta cum puteți și voi să îl desenați. O să încep mai întâi cu o schiță, ca de fiecare dată o schiță în creionaș. Vă folosim și o gumă de șters ca să ștergem schița când o ce e gata și trasăm apoi conturul. Voi folosi un liner pentru contur, iar de colorat voi folosi marcare și creioane colorate. Este un desenos destul de simplu, în afară că este amuzant și n-ar trebui să îmi ia și nici să vă ia foarte, foarte mult. Și nu uitați, dacă vreți să învățați să desenați, pur și simplu în fiecare zi exersați și în o perioadă destul de scurtă de timp, dacă chiar în fiecare zi exersați, veți vedea progrese semnificative. Acestea fiind spuse, dragii mei, o să vă las cu Mr. Skibidi Toilet, Mr. Omul din veceu, și o să ne auzim data viitoare cu un nou clip. Vă aștept în comentarii sugestiile și părerile și de asemenea, dacă ceea ce fac eu vă place, nu uitați să apăsați butonașul de like, mă ajută foarte, foarte mult acolo să adun cât de multe like-uri. Și de asemenea, dacă vreți să mă urmăriți în continuare, apăsați butonașul de abonare și clonțopelul de notificări. Eu am fost Albert, Skibidi Toilet out!
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Turn us to thousands.